În cea de-a șaptea duminică după Sfintele Paști, închinată Sfinților Părinți de la Sinodul 1, economic al parohiei Iosefin, zeci de credincioși s-au bucurat împreună de această zi deosebită. În cadrul liturgiei a fost prezent și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Ioan, împreună cu preoții Ionel Popescu, Cristian Păiș, Florin Carebia, Eugen Babescu și Emanuel Petrulescu. De asemenea, la parohie a avut loc și un serviciu de hirotonie a unui diacon. Tânărul răzvan a fost chemat la slujirea de diacon pe seama comunității credincioșilor cu deficiențe de auz și de vorbire. La Sfânta Liturghie au participat mulți credincioși hipoacuzici slujba fiind tradusă pentru ei în limbajul mimico-gestual chiar de către preotul Eugen Bendarium. Duminică de duminică, credincioșii cu deficiențe de auz se întâlnesc la parohia Iosefin, în paraclisul amenajat pentru ei din anul 2011. Așadar, duminica a șaptea după Sfintele Paști rămâne în sufletul preoților și al credincioșilor parohiei Timișoara Iosefin ca o sărbătoare de neuitat.